Cer ajutor autorităților municipale de 7 ani, dar nu sunt auziți. Este vorba despre un grup de locatari dintr-un bloc de locuințe de pe strada Kiev din Chișinău, unde mirosul este insuportabil, iar șobolanii și insectele au invadat scara blocului și apartamentele. Oamenii spun că toate aceste probleme provin de la un apartament care a fost în proprietatea unei femei care suferea de disposofobie, o afecțiune care se manifesta prin colectarea obsesivă a obiectelor inutile găsite în tomberoane. După decesul femeii, locuința a ajuns în proprietate autorităților municipale, care au lăsat-o de izbeliște. Locatarii din apartamentele vecine sunt disperați și spun că le este frică de faptul că vor rămâne pe drumuri din cauza pereților măcinați. Abia după ce echipa ONE TV a fost la fața locului și a discutat cu oamenii, autoritățile municipale au dat asigurări că problema va fi rezolvată, iar apartamentul va fi dezinfectat. Elisaveta Spatari locuiește la același etaj cu apartamentul care a devenit problema a locatarilor din bloc. Femeia spune că scara, dar și apartamentele locatarilor au devenit adevărate cuibare de insecte, motiv pentru care e necesar să se facă regulat dezinsecție. Vin seara de la lucru, n-aveți idee, intră în scară niște taracani extraordinar de mari. Mi spune pe inimă și pe suflet, dar-i ucid că nu intri în apartamentul meu. 2 ani de zile, în scara noastră, a fost un lucru extraordinar. În tot apartamentul absolut s-au încuibat puricii. Am făcut dezinfecție totală. În apartamentul cu pricina au loc și inundații, spun locatarii. Uitați-vă aici, în timp de o lună a curs. Ieșeau fecalele, toate curgeau aici. Ni s-a înlăturat asta, ni se dărâmă scara, aici e gol, e gol. Mâine, poi mâine, casa a spui că e avariată deja. Locuiesc la etajul 4 și e imposibil de lăsat geamul deschis, ori balconul, că te neduci de putoarea asta care vine de jos. Potrivit locatarilor, ușa acestui apartament a fost sigilată în urma plângerilor pe care le-au depus anterior la Întreprinderea Municipală de gestionare a fondului locativ. 5-6 ani în urmă, ușa a fost sigilată să n-aibă acces cineva. În schimb, ferestrele au fost absolut deschise. 15-16 mâți trăiau în apartamentul ăsta. Le pinșetșorul, i-am dezvățat de apartament și le hrănim la gunoiște. Sara, bomul și aici, copiii, cum sunt liberi sâmbătă, duminică, copiii de la școală sunt liberi, numai aici stau. O altă locatară, Cristina Lungu, spune că a fost nevoită să intre în acest apartament pe geam pentru a-și salva pisica și s-a îngrozit de tot ce a văzut acolo. Там гора вот такая вещей, и чтобы съехать, нет, чтобы попасть там 3 комнаты в одну из комнат, мне надо было, знаете, как на горке, хоп, проехаться. Я проехалась, я нашла того котенка, я потом стала дальше ходить искать, я думала, что там бегают еще кошечки какие-то, нет, там бегали крысы, там такая вонь, там какие-то мошки, там клопы, я занесла себе домой клопов, вы понимаете, я тоже дома делала дезинфекцию, и тараканы у меня появились, вот такие. Femeia spune că autoritățile municipale nu se grăbesc să reacționeze la plângerile locatarilor. Достучаться ЖЭК похерил, девочки ходили, собирали подписи, ходили в нашу Притуру, там тоже не с кем разговаривать, они нас отфутболивают, идите в Примарию, Примария говорит, нет, вы разберитесь с Притурой, все, что делать, мы не знаем. Apartamentul Larisei Croitor a devenit proprietate publică după decesul acesteia și se află în gestiunea Întreprinderii Municipale de gestionare a fondului locativ numărul 18. Ulterior, executorul judecătoresc a pus sechestru pe acest imobil. Au avut loc mai multe litigii, pentru că erau mai multe persoane care au aplicat sechestru, ca într-un final, deci au fost ridicate toate interdicțiile, fiind menținută doar interdicția în interesul unui singur creditor. Creditorul respectiv are decizii de judecată prin care se obligă Consiliul Municipal Chișinău să-i acorde spațiul locativ dumnealui și familiei. La moment, Primăria a pregătit proiect de decizie privind acordarea acestui apartament pentru creditorul respectiv. Imediat cum proiectul va fi aprobat de către Consiliul Municipal Chișinău, creditorul intră în drepturi și devine locatar cu un drepturi depline pentru acest apartament. Ghenadie Dubița a refuzat să ne ofere numele creditorului căruia urmează să-i fie transmis apartamentul prin decizia consilierilor municipali. Deși locatarii spun că s-au adresat de mai multe ori la Pretura sectorului Rîșcani, pretorul Victor Poleacov afirmă că a aflat despre problemele din acest apartament de la echipa ONE TV. Planificăm să evacuăm tot gunoiul care este, s-a acumulat pe parcursul mai multor luni în acest apartament, să fie dezinsectat apartamentul, iar ca pe viitor persoane străine să nu aibă acces în acest apartament, vrem să instalăm în primul rând ferestre și reșou, ca nicio persoană să nu aibă posibilitatea să aibă acces acolo. Vom repara țevile care sunt deteriorate, ca să nu aibă de suferit casa în sine. Pretura sectorului Rîșcani a mai dat asigurări că blocul nu este avariat și a promis că se va întâlni cu locatarii.